că în online e prea mare aglomerația la ora asta, s-a gândit să rămână un pic pe la noi. Să-l primim cu cele mai puternice aplauze pe prostul de Seba! Mai zici că suntem la intrare la casino? De bulba! Salut, Seba! Salutare! Salut! Sunt prostul de Seba. Ce faci, prostule? Foarte bine. Să trăiești. Da? Și motiv pentru care sunt prostul de Seba, pentru că sunt foarte multe lucruri pe lumea asta pe care eu chiar nu le înțeleg. De exemplu, nu înțeleg părerea proastă a unor femei despre toți bărbații. Am văzut multe posturi cu textul în genul toți bărbații înșală. Și vreau să clarific o chestie. Nu toți bărbații înșală. Doar cei care reușesc. Și nu am înșelat niciodată în viața mea. Ok. Dar cu toate că n-am înșelat niciodată în viața mea, niciodată n-am fost un iubit extraordinar. Îmi face microfonul, sărac. Ca să vă faceți o idee, gândiți-vă că... Ca să vă faceți o idee, gândiți-vă că singurele flori pe care le-a văzut iubita mea au fost când am dus-o cu mine la ruletă. Ok. Primele flori pe care le-a văzut iubita mea a fost când am dus-o la ruletă. Aha, aceasta da, glumă, tu ai râs? Eu n-am înțeles această glumă. Poți să-mi explici și mie? Păi, s-ar putea, nu mă pricep la ruletă, dar e foarte posibil ca la ruletă, între fructe și nu să fie și flori, nu? La ruletă? La ruletă, mă. Se auzi, ceva trebuie să fie. Adică, că e proastă sau e bună gluma, sau că râs sau nu râs la ea, asta e chestiune secundară. Dar o legătură trebuie să fie. Deci, singura dată când prietena mea a văzut flori, a fost când... Ha, că ruleta este ca o floare... Da, ruleta este cam ca o floare. Că are chestia de mijloc și chestiile alea care vin așa. Asta să fie? Am spus, nu sunt un iubit senzațional. Și cu toate că n-am fost un iubit senzațional, o trebuie să mă despar de iubita mea. Pentru că, nu pentru că am vrut, ci pentru că a trebuit. Pentru că nu a fost o iubită suficient de bună pentru mine. Adică inițial nu credeam chestia asta, dar un om foarte înțelept mi-a spus că tot ce e bun în lumea asta se termină. Și în relația aia, numai eu mă terminam. Da, dar e greu, e greu când vrei să te desparți, pentru că inevitabil o să ai gândul ăla să te împaci din nou cu persoana cu care ai fost. Și am avut și eu gândul ăla și m-am dus și am spus prietenilor mei și mi-au spus, las-o, treci peste, nu te întoarce la ea, ciorba încă stă, nu are același gust. Și dacă ar fi să rămâneți cu ceva din tot ce zic în seara asta, înainte să-i spuneți cuiva că ciorba încă stă, nu are același gust, gândiți-vă că nimeni nu se întoarce la fosta de poftă. Se întoarce la fosta de foame. Și... Bravo, mă, prostule! Mare adevăr! Și mi-a fost și mie foame, am vrut și eu să mă împac cu fosta mea și era prea târziu. Se săturase de c***urile mele și atunci am învățat pe pielea mea că dragostea doare. Mă rog, inițial credeam că era dragostea, aparent era ceva numit gonoree. Nu știu, nu înțeleg, v-am spus, nu înțeleg foarte multe chestii. Nu înțeleg oamenii care comentează fără scop. Pentru că, uite, să ai permis de conducere e foarte util. Dar mi se pare că e dreptul fiecăruia dintre noi, dacă vreau sau nu, să aibă permis de conducere. Și nu aveți idee câți oameni mi-au comentat mie că nu am permis de conducere. Mai ales când făceam Uber. Câți ani? Pe 24. Mi-am luat carnetul la 25, mai ai timp. Eu n-am carnet, deci suntem pe aceeași lungime de... Fiecare prost la timpul lui. Ce vârstă ți-ai luat carnetul? 18. Aveam un olț. Mi-a luat foc în prima zi. Ca să continui de chestiile pe care nu le înțeleg, nu înțeleg discriminările. Adică, bine că atunci când albă ca zăpada, a fost rătată de un prinț cât timp era moartă, a fost super ok. Dar când eu fac exact aceeași chestie, mă duc lumea afară de la mormântări. Nu înțeleg sapiosexualele. Pe astea chiar nu le înțeleg. Mi-a zis recent o prietenă că e sapiosexuală și... Să ne înțelegem. Și mie îmi plac sepile, dar dă-o drecul chiar să le... Și ce e sabie sexuală? Sabie sexuală? Nu înțeleg sapiosexualele. Și-a mai scos un termen, sapiosexual. Eu nu știu ce înseamnă sapiosexual. N-a scos niciun termen sapiosexual. Există sapiosexual. Sapiosexual înseamnă cineva care este atras de, în primul rând, de inteligența cuiva din sexul opus, nu? De creierul persoanei respective. De la homo sapiens înseamnă intelectual, conștient. Ești atras de partea intelectuală. Exact. Da. Știam, dar am zis să facem conținut. Păi nu e asta, mă, scuza tuturor femeilor care stau cu
bătrâni inteligenți, foc. Toate sunt niște sapiosexuale, senzațional, ce să spun. Asta sunt eu, prostul de seba. Și vă mulțumesc că m-ați primit. Trecând peste textul sub... Ai comedie fără pauză și porție dublă de ai umor pe Antena Play. Așa că abonează-te pe Antena Play ca să vezi edițiile integrale ai umor și tot ce nu s-a văzut la TV. Hai, Antena Play!